Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, pamflet, Presa în gura lui Rotundu. Se pare că premierul României, Viorica Dăncilă, este într-o pasă extrem de proastă. Curg din partea ei șiruri întregi de greșeli gramaticale. Iar astăzi, vineri, 18 mai, l-a primit la Palatul Victoriei pe premierul Croației, un anume Plenković. Gafe peste gafe din partea premierului nostru. Nu numai gafe de exprimare gramatical, de data aceasta au fost și gafe de protocol. În curtea palatului a fost o gardă de onoare care a intonat imnul României și al Croației. Și protocolul cere ca după ce se intonează imnul celor două țări, se salută steagurile. Doamna premier nu l-a mai lăsat pe omologul său din Croația să salute steagurile, l-a invitat direct în Palatul Cotroceni. Acolo, după declarația comună plină de greșeli gramaticale din partea premierului nostru, iarăși a comis o gafă de protocol în ceea ce privește fotografia finală. Ne facem de râs, nu în țară, că dacă ar fi să rămână toate gafele astea în interiorul țării, ar fi până la toată urma un fapt de iertat, că suntem creștini și iertăm greșiților noștri. Dar gafele astea fac înconjurul lumii și imaginea României este grav, grav, foarte grav afectată. Când președintele României i-a cerut demisia în două rânduri, nu i-a cerut-o la voia întâmplării, i-a cerut-o pentru a salva imaginea țării. A cerut-o pentru că a văzut că nu este capabilă, efectiv nu este capabilă să facă față funcției de premier. De altfel, într-un moment de sinceritate, doamna premier Viorica Dăncilă, într-un dialog cu presa, a și recunoscut un fapt ce era cunoscut în întreaga țară și din întreaga clasă politică. A explicat reporterului respectiv că Meleșcanul, nume articulat în gramatica limbii românii numai la vocativ putem articula numele proprii, restul numilor se declină normal. Dar ea i-a răspuns reporterului că Meleșcanul a vorbit cu mine și cu premierul. Deci ea a recunoscut cu sinceritate că nu-i premier. Premierul este Liviu Dragnea. Deci Meleșcanul a vorbit cu ea și după aia cu Liviu Dragnea. Și nu i-a dat voie lui Meleșcanul să meargă la Cotroceni la întâlnirea aia convocată de președinte pentru a se armoniza politica externă a României și la nivelul guvernului, unde s-au constatat gafe enorme. Deci, vedeți dumneavoastră în ce stadiu de decădere valorică a ajuns guvernul nostru. Și să fac așa o legătură cu ce se întâmplă la guvern, cu parlamentarii noștri botoșăneni. Miercuri a fost ședință de guvern și s-a adoptat o nouă ordonanță de urgență, nici nu se mai știe a câta, din modificarea legii privind salarizarea bugetarilor din banii publici. S-a adoptat o nouă ordonanță de urgență pentru că în sistemul de sănătate a apărut grave defecțiuni în ceea ce privește stabilirea salariilor majorate. S-au trezit mii de oameni, mii de lucrători din sistemul de sănătate care în luna martie au primit salarii mai mici decât le aveau înainte. Nu se mai punea problema să le primească majorate. Ele au primit diminuate. Nu degeaba a spus președintele Klaus Iohannis că PSD-ul a majorat salariile atât de mult încât le-a micșorat în final. Ei bine, deputatul nostru de PSD, Marius Budăi, a dat un comunicat tot miercuri spre presa botoșăneană în care spunea cât mare grijă are guvernul PSD pentru majorarea salariilor la bugetari.
și a arătat dumnealui că s-a mers până acolo când s-a adoptat o ordonanță de urgență numai ca oamenii să nu sufere. Păi, domnul deputat, o țară întreagă a văzut la televizor și a citit în presă că cei din sănătate aproape de o lună de zile stau în stradă mai mult decât în spitale. O țară întreagă a văzut protestele în curtea spitalelor, în fața prefecturii, pichetări, apoi greva aia, mitingul, ca să nu-i spun grevă, mitingul la nivel național în București, unde s-au adunat câteva mii de lucrători din sănătate. Deci, decizia luată de guvern miercuri, în ședința ordinară, a fost sub presiunea străzii, domnul deputat. N-a făcut-o PSD-ul murind de grijă lucrătorilor din sănătate. A făcut-o pentru că n-a mai avut încotro. Că erau amenințați cu o grevă generală în sănătate și o grevă generală în sănătate înseamnă să moară oameni în spitale. Pentru că nu mai au asistență medicală nici în regim de urgență, nici în cadrul internărilor ca tratament zilnic. Dumneavoastră, domnul deputat, nu sunteți conștient de ceea ce afirmați în spațiu public. Credeți că dacă vă puneți bine cu cei din PSD și intoxicați opinia publică cu niște comunicate otrăvitoare, o să aveți un viitor mai strălucit decât cel al prezentului? Nu, domnul deputat. Să știți că fiecăruia dintre noi, pentru ceea ce facem împotriva firii omenești și împotriva cursului societății, la un moment dat ne vine nota de plată. Iar dumneavoastră, la nivelul funcției, demnității pe care o ocupați în statul român, riscați ca nota de plată să numere în ani de privațiuni de libertate. Colegul domnului deputat Budăi, Răzvan Rotaru, fostul interlop, ajuns parlamentar, grație bunăvoinței PSD-ului Botoșan, care l-a pus pe listă. A dat și el un comunicat și l-a atacat președintele României că a blocat legile de subvenționare cu fonduri europene a fermierilor de porci și păsări. Și îl scoate vinovat pe președinte. Păi, domnul Răzvan, dumneavoastră vă pricepeți în afacerile astea ale lumii interlopii. Dar nu vă pricepeți dumneavoastră și în legislația românească, modul în care se concepe o legislație într-un stat democratic, într-un stat guvernat de puterea legii. Păi, domnul președinte a contestat la Curtea Constituțională aceste legi, nu ca să blocheze, ci pentru faptul că legile sunt cu dedicație. Legea subvenției la fermele de porci are drept scop să întărească veniturile și să umfle buzunarele feciorului lui Liviu Dragnea, care are fermă de porci de câteva mii de efectivi. Presa națională și la televiziune, care nu sunt controlate de mogulii penali ai PSD-ului, a explicat românilor că în Parlamentul României s-a conceput o lege cu dedicație specială pentru feciorul lui Liviu Dragnea. Dumneavoastră, n-ați privit la televizor? N-ați aflat, măcar așa, pe șoptite, acolo, în Camera Deputaților? Băi, asta e o lege care nu e bună, pentru că, uite, are dedicație specială. A venit la botoșăneni să le spuneți că președintele a blocat o lege și de asta nu mai mâncăm noi carne de porc din fermele românești. Din cauza asta, prețurile sunt mari și importăm carne. S-o credeți dumneavoastră, domn deputat? Dumneavoastră știți, faceți o analiză a prețului de cost? Știți dumneavoastră elementele care se constituie într-un preț de cost? Știți dumneavoastră cât prezintă în costul cărnii la poarta fermei furajele? Și de unde sunt procurate ele? Știți dumneavoastră care este ciclul biologic la speciile de porci, începând de la stadiul de lapte și până la maturitate, când se sacrifică animalul? Știți dumneavoastră rentabilitatea indicilor la tranșarea porcului și cum se stabilește prețurile pe specialități? Pulpă, mușchi, spată, slănină, costiță, piept și subprodus.
Nu știți toate astea, că n-ați avut de unde să le învățați, pentru că dumneavoastră v-ați ocupat cu alte treburi. Prin Europa, prin Japonia, că nu degeaba ați primit apelativul ăsta de chinezul. Aveți dumneavoastră pe conștiință multe lucruri. Dar dacă tot nu sunteți în măsură să stăpâniți astfel de elemente, măcar stați liniștit, stați în băncuța dumneavoastră și nu-l atacați pe președinte. Președintele a fost ales cu 6,2 milioane de voturi, domnul deputat. Dumneavoastră aveți câteva mii de voturi. Cine vă dă dumneavoastră dreptul să atacați pe alesul unei țări, pe reprezentantul României, reprezentantul legal? Vreți dumneavoastră să fiți bine văzut în partid? N-aveți decât. Faceți ceea ce credeți de cuvință în interiorul partidului. Dar nu ieșiți să atacați imaginea României și a alesului românilor pentru că dumneavoastră vreți să fiți băgat în seamă la nivel înalt și probabil tânjiți să mai prindeți un mandat. Nu prea cred eu că o să mai prindeți. Dar mă refer acum la ambii deputați, la domnul Budăi și la domnul Rotaru. Domnilor deputați, trufia nu este o virtute, este un viciu. Iar Dumnezeu la trufași le fură mintea. Și când Dumnezeu fură mintea trufașului, trufașul rămâne prost. De ce vreți să ajungeți într-o situație care poate nu o meritați? Că în calitatea dumneavoastră de persoane, poate aveți o onestitate. Dar faptul că sunteți înregimentați într-un partid politic plin de penali, plin de infractori, sunteți forțați să vă aliniați unor reguli care încalcă morala socială, care încalcă valorile acestui popor. Mai degrabă, fiți fruntași în sat decât la oraș codaș. E proverbul ăsta din mediul rural cu foarte multă înțelepciune. Și să mergem mai departe. La sfârșitul săptămânii trecute, sâmbătă și duminică, am avut onoarea ca județul Botoșan să fie vizitat din nou de ministrul agriculturii Petre Daia. Și a fost declarat dumnealui de către primăria Manoleasa cetățean de onoare al acestei comune. Păi, haideți să vedem ce-a făcut domnul ministru pentru comuna Manoleasa ca să fie declarat cetățean de onoare. Păi, a făcut o stație de irigație primarului de acolo, Cristinela Roșculesei, stații de irigație care asigură irigarea terenurilor proprietatea fermei domnului primar. Stația asta de irigație exista și înainte de 1989 la Sadoveni, aproape de Ripicen. Ea e situată undeva la confluența râului Volovăț, care se varsă în Prut. Acolo, în zona aia, exista o stație de irigație, o pompă puternică de irigație, care după 90 s-o furat și firele electrice care alimentau cu energie pompa, s-o furat și țevile din pământ. O parte de țevi nici nu au mai fost pus în pământ, s-o asupra șansurile fără să mai pună țevile, decât o firmă din Israel, care o încasa bani grei și ne-o fraierit. E bine, actuala pompă pe care cu pompă a inaugurat-o domnul ministru anul trecut, este pur și simplu un câștig pentru ferma domnului primar, nu a comunii. Comuna n-a câștigat nimic. De altfel, la ședința festivă de duminică din Consiliul Local, când s-a acordat titlul de cetățean de onoare domnului ministru, consilierii PNL au lipsit și am stat de vorbă cu fostul primar al comunii, Mircea Mihai, și l-am întrebat, domnul consilier, dar de ce n-ați participat la ședință? Că, na, e un ministru totuși, îl declarați cetățean de onoare. Dar domnul Rotunda n-a făcut nimic pentru comun, a făcut pentru actualul primar. Cum să-l declarăm cetățean de onoare? Noi avem valorile noastre umane de aici din comună și nu le-am declarat cetățean de onoare și vine un ministru care îi face primarului servicii de ordin personal și îl declarăm cetățean de onoare. De-aia noi nu ne-am prezentat.
de acolo, de la Manoleasa, domnul ministru a venit la Popuț să vadă celebru târg organizat, deși mai celebru Ionică Nichifor, inginer, zootehnist, doctor. Domnul Nichifor a ajuns doctor plagiind lucrările altora. Le-a plagiat atât de prost, pentru că neavând cunoștință de specialitate, omul n-a știut ce copiază. Râdeau și aia de la facultate de medicină veterinară de la Iași, când au văzut referatele lui, pentru că el, neavând cunoștințele necesare, ce-o copia de acolo, nu înțeles ce copiază și le-a dat sensuri aiuristice. Dar, deși a fost reclamat că a plagiat lucrările altora, până la urmă a primit titlul de doctor. Că în România, în ziua de azi, e ușor de luat titlul de doctor dacă ai buzunarul umflat așa cum scrie la carte. Ei, duminică, domnul Nichifor se laude în fața ministrului cu noile realizări. Păi, dar nu prea au avut cu ce să laude, pentru că nici realizările seriilor, generațiilor de cercetători științifici care au fost de-a lungul timpului de peste 100 de ani de când funcționează această stațiune de cercetare la Popouț, și acele realizări au dispărut de când domnul Nichifor decide asupra destinilor acestei stațiuni. Și a încercat să-i explice ministrului că el a obținut niște pelicele speciale prin a sacrifica oaia înainte de montă, scoțând mielul și recuperând pelicica. La care ministrul zice, domnul Nichifor, nu sacrifică oaia înainte de montă, sacrifică înainte de a făta, domnule. Deci, săracul inginer a auzit și el că se obțin pelicele prin sacrificarea oilor și acele pelicele nu mai sunt vălurite la păr, slinsă. Și-a încercat să-l aud din fața ministrului. Dar neștiind tehnologia obținerii acestor pelicele, o gafat. Ei, ministrul nu l-a iertat, l-a sancționat de față cu toți. Cei care au participat la eveniment spun că ministrul a fost foarte distant de această dată de Ionică Nichifor. Semn că s-au cam răcit relațiile între ei, fiindcă ministrul l-a simțit că are așa talent de impostor. Și când doi impostori se întâlnesc, apare concurența, gelozia. Acum, să aibă noroc domnul ministru să nu-l supere pe domnul Nichifor, că la supărare domnul Nichifor are obiceiul să spună tot ce-o dat și cui o dat. Și să mergem mai departe, ia să vedem noi aici ce mai avem. Da, la Păltiniș, Crăiniceni, Horodește aici, cea mai cunoscută denumire, există o casă memorială a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Sfântul s-a născut acolo, în Crăiniceni, până la clasa a treia a urmat școala primară acolo, după aia a ales calea mănăstirii. S-a dus la Neamț, s-a călugărit și a devenit slujitor al credinței ortodoxe de rit vechi, pe stil vechi, cum se vorbește pe la țară. Apoi a plecat în Israel, cum au năzuință mai toți cei ce îl slujesc pe Dumnezeu, să ajungă la locul sfânt. Acolo s-a nevoit ani de zile până când a murit. A fost îngropat acolo în zonă și după 20 de ani, prin 60 ceva, nu mai rețin exact când, l-au dezgropat, s-a constatat că trupul lui nu era putrezit, mirosea frumos, semn că Dumnezeu l-a declarat sfânt. Și sfânt l-au declarat și cei care întocmesc calendarul ortodox. L-au pus într-o raclă din lemn de chiparos și corpul lui poate fi văzut și acum în zona Muntelui Sfânt, într-o mănăstire de acolo. Cei de la Crăiniceni au ajuns la concluzia finală că un asemenea sfânt trebuie pus în evidență, valorificat la nivel de sat. Și cu ajutorul Muzeului Județean au ridicat Casa Memorială a Sfântului, au reconstituit Casa Părintească din temelii, o casă construită din paiantă, cu o singură cameră, o tindă,
și cu Hornoaică. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți ce a însemnat pe vremuri Hornoaica. Hornoaica era acel coș prin care fumul ieșea în pod. Nu exista coș care străpungă acoperișul și fumul să iasă afară. Ei, această reconstruire a casei părintești s-a făcut sub supravegherea lui Alexandru Sandu de la Muzeul Județean Botoșani, pentru că el era specialistul în acest domeniu. Acum se vrea ca acea casă memorială să devină un centru a unei mănăstiri din aici, de Călugăriță. Numai că alături de casa memorială, un sătean de acolo, pe nume Marie Manole, a ridicat o biserică, o bisericuță, gard în gard cu casa memorială. Și alături, în imaginația lui, niște cămăruțe de beton pe care le consideră chilii. O cloponiță și ce-o mai ridicat el acolo. De la protopopiatul Darabani, protopopul, părintele protopop Constantin Pânzaru, când s-a pus temelia bisericii, o făcut și fetania aia, cum se obișnuiește cu soborul de preot. După ce s-a ridicat bisericuța și a fost pictată, Manole, știind că Sfântul a fost credincios în credința ortodoxă de stil vechi, de rit vechi, a pictat biserica în stil vechi, ceea ce nu a fost acceptat de către biserica ortodoxă și nu s-a mai simțit biserica, s-a refuzat simțirea ei. Pe terenul pe care s-a ridicat bisericuța, Manole la vremea respectivă susținea că e proprietar. Între timp a apărut o rudă de-a Sfântului care a zis: nu, domnule, nu Manole e proprietarul, eu sunt proprietarul. Și a obținut titlul de proprietate pe teren. Au urmat niște procese, Manole a pierdut procesul și proprietarul de drept a ajuns la concluzia că cedează pământul Mitropoliei Iași ca să facă această mănăstire de magi. Acum a apărut conflictul. Manole a zis: domnule, eu sunt proprietarul pe biserică și pământ. După actele oficiale, proprietar în momentul de față este Mitropolia. Manole nu vrea să cedeze. Bun, cum spunea primarul de la Păltiniș, Costel Romanescu, nu vrea să înțeleagă, o să apeleze la forță. Dar rămâne o problemă. Biserica și toate construcțiile alea sunt ale lui Manole. Pământul nu mai este al lui, legal. Dar construcțiile sunt. S-a încercat să fie lămurit Manole, să doneze și biserica și tot ce au mai construit alături acolo, ca biserica ortodoxă pe cheltuiala ei să refacă pictura în canoanele bisericii ortodoxe și totul să devină normalitate, iar biserica respectivă să fie pentru servicii religioase în cadrul viitoarei mănăstiri din aici. Manole nu vrea. El să vrea proprietar de biserică. S-a încercat cu soția lui, cu fiica lui, nu s-a reușit. Ei bine, din toată această încăpățânare a lui Manole, în momentul de față stă blocată înființarea mănăstirii din aici. Sunt foarte curios cum se va rezolva această problemă. Dar ca să înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat acolo, am programat pentru mâine seară la Lumea lui Rotundu reportajul Biserica Interzisă, realizat în 2010, în iulie, în apropierea comemorării zilei de deces a Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, și o să vedeți din acest reportaj cum stau lucrurile și faptul că de atunci au trecut 8 ani de zile și nu s-a întâmplat nimic în plus. Dimpotrivă, Manole cu cerbicie se consideră proprietarul bisericii. Da, iarăși sunt anunțat că mi se expiră timpul. Mai aveam aici câteva puncte să le comentez cu dumneavoastră, dar niciodată nu reușesc să-mi epuizez lista. Vreau totuși să atrag atenția asupra unui fapt inedit, pentru că suntem în domeniul religiei. Există la Stâncești, comuna Mihai Eminescu, o capelă a familiei Calimachi, o familie importantă de boieri,
ultimul reprezentant al acestei familii, a trecut de partea comuniștilor, îi se mai spune și Prințul Roșu. El așa a fost consemnat în istoria comunistă ca Prințul Roșu pentru că a trecut de partea comuniștilor. Ei, această bisericuță de acolo, de la Stâncești, păstrează niște comori extraordinare. Inclusiv sunt acolo înmormântați membrii ai familiei Calimache de rang important. Urmează ca la emisiunea viitoare, de vinerea viitoare, să vin cu mai multe detalii, pentru că acum timpul nu mai permite, îmi pare rău. Asta e situația. Deci vă spun la revedere, ne întâlnim vinerea viitoare cu noi evenimente.